Noi vom avea prognoze fidele atunci când vom ști cu cât am procurat gazul, cât am procurat gazul, când vom prinde momentul. Deci eu cred că oricum e un, repet, un preț. Iarăși, acum așa sunt într-un prognoză, dar foarte semnificativ. Deci putem ajunge la 10 lei, așa cum propune Igor Dodon? Igor Dodon a spus că ăsta e tariful real. Haideți, Igor Dodon a spus, Igor Dodon să aducă gaz cu 10 lei și atunci eu spun, dacă nu ajung lui Igor Dodon 3250 de lei, împrumut eu. Dar putem ajunge la acest tarif sau nu? Sau e real? Dacă ar fi posibil astăzi să ajungă la banii ăștia, eu vă asigur că furnizorii din piața liberă deja astăzi vindeau. Dar eu n-am auzit de așa prețuri. Sunt prețuri bune, cu mult mai bune decât tariful actual, dar departe de 10 lei. Departe de 10 lei, asta cât? Nu, cam cât între 15 și 20. Când între 10 și 20, cam aproximativ.